În fața circa 35.000 de spectatori, Moldova a pierdut cu 1-3 în fața Turciei, într-o partidă disputată în orașul Eskişehir. Tricolorii au rezistat doar 14 minute. Scorul a fost deschis de puștul minune de la Borussia Dortmund, Emre Mor. Mijlocașul de 19 ani a reușit primul gol pentru naționala Turciei. Portarul Sergei Pașicu a mai fost învins odată 10 minute mai târziu. Fundașul Galatasaray, Ahmet Çalık, a scris cu o lovitură de cap după un corner. După pauză a punctat și colegul ecureanu de la Istanbul, Başakşehir, mijlocașul de 19 ani, Cengiz Ander. Scorul final de 3-1 a fost stabilit în ultimul minut de mijlocașul șerifului, Radu Gânsare.